Mihăiță, mami, vezi că te sună Vasile. Alo, Vasile. Mihăiță, vezi că nu pot să merg cu tine la club astăzi. Hai mă, Vasile, nu fi fraier, o să fie distracție. Da, știu, dar nu o să mă lasă mama. Așteaptă să doarmă mama și te duci și bași ceva sub plapumă ca să-ți gărea de chici de acasă și sar pe geam. Păi, Mihăiță, nu fi prost, eu stau la etajul 8, cum se sar prin geam? A, atunci ești tiptil pe ușă și te întorci înainte să se trezească. Da, mă, da, fac așa. Dar sună și pe dracușor, da? Alo? Mihăiță? Drăgușor, hai cu noi la club. Nu poate, nu poate, că nu mă lasă mama, băi. Atunci mergem fără tine. Am de făcut treaba, băi. Ce dracu mă sună? Alo? Mama lui Vasile? Alo, cine e asta? Îți drăgușor. Și vreau să zic, Vasile se duce în club. Vasile la club? Știi ei? Ia-ți de mama lui Mihăiță. Alo, sărmâna, mama lui Mihăiță? Da, drăgușor, spune-mi. Vezi că fișorul pleacă în club. Știi ei? Unde crezi că pleci, mă? Grijani! Haide, capatule! Ajutați-mă! Mama a murit! Nu a pe nimeni! Ajutați-mă! Mama a murit! Ajutați-mă! Fălei, ce faci și Vasule acolo? Dacă crezi în Dumnezeu, te rog, ajutați-mă! Dacă i-a murit mama, e să vezi. Mulțumesc să-ți dau Dumnezeu sănătate! Vasile! Mama a murit! Vasile! Ce faci aici? Dracușor, eu strâng banii, nu vreau să fur de acasă și Vasile este independent. Cum? Dar mama ta nu e moartă. Câți bani ai făcut acolo? Cam 50 de lei. Dar și 10 lei. Dracușor, n-am bani, asta e ceva important, vreau să-i folosesc. Ah, important? Vreau să-ți arăt eu ce e important. Da. Te rog, mama. Alo, alo, mama lui Vasile? Nu. Da. Vasile zice că ești moartă și cerșește aici și la bloc jos. Da, pa. Mami, de unde ai fost până acum? Am fost la Dracușor să învățam. Ai mers să studiezi cu Dracușor. Cum a fost? Ai învățat bine? Am învățat foarte bine și acum sunt pregătit pentru examen. Hai să mergem la mormântar. Ce e mormântar, mama? Mama ta a murit, nu? Familia ta a murit, nu? Dracușor i-a zis. Mami. Vrei să o prins tu? Nu, mami, am vrut să fiu numai independent. Nu. Lasă-te, aprind eu. Și uite ce ai făcut acum. Vasile, du-te cu caia, bagă cuțitul mingii. Bagă, dar tu ai făcut, du-te și tu. Vreau că mingea aici, dar nu într-o bună să-i bagă cuțitul mingii. Ok? Drăgușoni, de câte ori v-am zis? Să nu mai aruncați mingea aici? Că într-o bună să vă bagă cuțitul mingii și nu mai vedeți nicio minge. Luați! Frumos! Hai, au, au. E vina ta. Ușor, da? Da, ușor, încerc. N-ai auzit ce a zis doamna? Du-te, nu mai merg cu tine acum, du-te! Ce lasă? Du-te, du-te, mingea mea, du-te! Doamne, nu-mi băga cuțetul mingii! Drăgușor, vezi că-i Vasile! Ia vezi și vrei! Dă-l mamă în coașii! Alo, și vrei? Te mănânc în cur? Drăgușor, ai rămas repetent? Da, ui, și eu am rămas repetent, ei! Eu, te rog, nu spui lui mama ta, pentru că mama ta o să zice lui mama mea și ea o să mă omoară. Te rog, da? Păi, Vasile, stai liniștit, ei! Promit! Secret? Mersi. Mamă! Mamă! Vasile, eu am rămas repetent, mamă! Mama lui Vasile! Stai, faca, vine acum! Fă, tu știai că fișorul tău a rămas repetent? Cum? Vasile, cum a rămas repetent? Dracușor mi-a promis că nu o să spune lui mama. Acum o să mă omoară mama. Vasile!
bate tare. Doar la lenț puțin. Da? Da. Hai, Vasile, ieși afară că nu te bat. Nu, mămică, mă bat. Dracușor, ești acasă? Vasile, e poarta deschisă, intră. Dracușor. Dracușor, ce faci? De ce ești așa fericit? Ce ai luat la examenul de mate? Eu? Dacă sunt deștept, am luat 8. Cum ai luat 8? Păi dacă tu ai copiat de la mine. Bine le învinge, dacă te iubește Dumnezeu. Cum ai, dar cum ai luat 8? Lasă vrăjoala, zic cum ai luat 8. Dacă îmi dai 5 lei, îți arat o magie. Cum? 5 lei? Ia. Da. Ai cumva un pix? Cum? Pix? Da, cum? Na. Da, fii atent, magie. Ai luat 3, nu? Și fa așa. Whoop, whoop. 8. Uai, Vasile, și eu am 3. Fac așa și fac 8. Mamă, nu ești prost degeaba. Mulțumesc, ceau. Mami. Fia dracu să fii. Cioara prăjită, ce e cu tine? Scuze, stai, mami. Mami, am luat 8 la mate. Tu ai luat 8? Da, am luat 8. Hai să văd. Vasilică, ai luat 8! Nu ești chiar prost cum credeam. Sunt foarte mândră de tine, puiul mami. Și Dracușor ce a luat? Dracușor e prost, a luat 3. Știu că Dracușor e prost, e ca masă, dar ce să facem? Îmi pare rău de el. Și mie îmi pare rău de el. Vasile, pentru că ai luat 8 la mate, seara asta mergem să mâncăm la restaurant. Restaurant? Vasilicu, mami. Eu, ți-a cumpărat PlayStation 5. Am cumpărat dacă sunt deștept. Dar vreau și eu. Vrei și tu? Da. Am o idee, stai. Ia. Pune asta aici. Așa. Pune. Vezi, ești bine. Este dom Biggie. Știi dom Biggie? E foarte bogat acolo. Mergem la ei să începem bar. O să spunem că ești orb. Ok. Da, așa face. Hai, mergem. Hai. O să-ți cumpăr și ție PlayStation. Asta e casa lui, domnul Gigi. Domnul Gigi! Striga și tu, nu ești mut. Chior, da. Gigi! Gigi! Cine mă căută la ora asta? Intrați, puteți să intrați. Hai să intrăm. Ușor. Ușor. Sus, da, bravo. Gata. Domnul Gigi, salut. Ce aveți nevoie, băieți? Domnul Gigi, asta e fratele meu și e orb. Trebuie să cumpărăm pastile și nu avem bani. Fratele tău? Nu se vede. Știu că nu se vede. Mama mea m-a făcut la vară, la mare și el la munte, de asta nu se vede. Am înțeles. Luați-i. Mulțumesc, șefule. Șefule, alea două găs mai multe. Băi, ești prost, trebuie să fii orb. 100 de lei e mai mare decât 10 lei. Ce prost ești. Bă, dar tu nu erai orb? Ia dați drumul de aici, plecați de aici. Bro, mai sunt fior? Prostul, fugi de aici.